Salut și m-am găsit la un nou video pe acest canal. Eu sunt Unreal Byte și m-am găsit la episodul cu numărul 17 din EFC 24. Noi vom continua de serul cu care era noastră foarte drăguță cu Liverpool în Champions League, pentru că a rămas ultima oară și vedem că vom juca contra la Villarreal. Nu uitați, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul like, să vă abonați în caz că ați deja și să apăsați și clopoțelul pentru mai multe notificări. Iar după cum vedem aici, o să se anunțe în curând cine primește balon de aur în 2024 și se pare că un jucător este la City și restul de la Liverpool, adică l-avem pe Vini, Salah și Diogo Jota la noi, care, să fiu sincer, cred că o să le ia Vini. Vini sau Jota, nu știu care a înscris mai multe goluri. Aceasta este grupa noastră în Champions League, v-am mai arătat-o. Am jucat două meciuri și suntem pe locul 1 împreună cu RB Leipzig, pentru că na, avem ambele echipe 4 puncte. Însă meciul următor este destul de important, pentru că dacă pierdem contra Villarreal sau facem egal, RB Leipzig s-ar putea să ne ia fața și dacă terminăm pe locul 1, cred că avem avantajul. Aceasta este echipa lui Villarreal, o echipă destul de slăbuță, părerea mea. Morata acolo, nu știu ce face acolo, da, ok. Noi desigur că vom intra cu full team, cu toată puterea, pentru că este meci de Champions League și, na, este foarte important. Și începe meciul, haideți să vedem, poate reușim să câștigăm și meciul ăsta și ne pune un avantaj foarte mare în grupă. Faza importantă pentru Villarreal. Șutează acolo, însă șutul este prea slab. Bine, acolo trece Vini și pasa este foarte bună. Szoboszlai pasează la Salah, Salah șutează, însă apără portarul. Oho, ce trece Vini acolo. Pasa este bună, haideți să vedem. Centrarea bună și Salah din fața porții n-avea cum să nu marcheze. Ce bine trece Vini acolo și începe faza asta foarte bună. Am mai Salah cu celebrarea lui iconică. Revedem faza, Vini trece destul de bine acolo, pasează la Jota. Jota îl vede pe Salah și Salah n-avea cum. Era efectiv mai aproape decât ar fi atunci când dă penalti, gen. Deci n-avea cum să ratezi. Pasă bună spre Jota, haide să vedem. Jota, Jota trece bine pe lângă fundaș și șutul este pe lângă portar. Foarte ușor marchează acolo Jota. Se face 2-0 în minutul 39-40 pentru Liverpool. Revenem faza, foarte bună pasa de la Salah, dacă nu mă înșel. Trece bine acolo Jota, așteaptă, nu se grăbește. Șutul este pe lângă portar, direct în plasa portarului. Și se termină repriza. Reușim să conducem la pauză, deci avem un avantaj de 2 goluri. Vine acolo de la Arnold, Arnold, centrare bună spre Konate, însă este offside. Ce farfecă bună de la Konate, revedem faza, Arnold acolo centrează foarte bine, însă Konate este mult, mult în offside. Pasa bună spre Vini de la Gakpo, haideți să vedem Vini. Vini înaintează bine, finesul este pe jos, nu este pe sus cum aș fi preferat eu. Corner pentru noi, haideți să vedem centrarea bună spre Jota, nu ajunge la Jota din păcate. Pasă bun la Gakpo, haideți să vedem, Gakpo trece o stele bine, șutează, însă lângă poartă. Da, și se trebuie meciul, reușim să câștigăm cu 2-0. N-am mai reușit să mai înscrim niciun gol de la repriză, dar n-am menționat destul de bine și asta ne-a adus victoria, deci este destul ok. Următorul meci este un meci foarte mare, un derby imens. Jucăm versus Manchester City în Premier League. Aceasta este echipa lui Manchester City, o echipă fenomenală, am mai jucat cu ea de câteva ori. Dar n-ai ce să zici, tot e o echipă foarte bună. Iar noi avem echipa pregătită pentru acest meci. Toți sunt în full, full, au plus 4 unii dintre ei. Sunt foarte pregătiți pentru meciul ăsta. O să fie un meci greu. Și începe meciul, jucăm acasă la City. Hai să vedem dacă reușim să ne opunem și să, na, să câștigăm meciul. Vine acolo, pasa trece acolo, Musiala este aproape singur. Haideți să vedem, Musiala șutează, însă pe lângă poartă. Incredibil ce aproape a fost acolo Musiala să marcheze. Vine acolo, pasa este bună la Musiala, Musiala scăriță, scăriță peste Ederson, Musiala marchează în derby și ne pune în avantaj 1-0 pentru Liverpool. Musiala își face apariția destul de bine aici. Revedem faza foarte bine aici, Diogo Jota pasează destul de bine și Musiala îl umilește pe portar cu o scăriță și ne pune avantaj. Hai să vedem, avantajul destul de mare acolo, bine, intră acolo, șutează, dar apără. Bine, Musiala acolo, are spațiu foarte mare, se duce singur pe flank, îl vede pe Vini, pasă bun la Vini, un cap, de ce a dat cap Szoboszlai? În fine, oricum, se trece în repriza, reușim să ne opunem în prima repriză. Haideți să vedem, poate în a doua repriză reușim să menținem scorul. Pasă bun la Diogo Jota,
Diogo Jota șutează, însă apără portarul. Am încercat-o. Corner pentru noi, haide să vedem. Și tocmai la Jota, Jota nu reușește. Vini, vin la distanță, șutează, dar îl omoară pe jucătorul ăla. Pune acolo pasa. Bine la Vini, Vini șutează din întoarcere, însă nu marchează, din păcate. Ar fost un gol chiar frumos. Corner din nou pentru noi, haide să vedem. Din nou sus la Jota. Jota, Jota, șutează destul de bine. Prinde balonul ăla în farfecă chiar bine, însă este pe mijlocul porții. Și din nou avem ocazie, haide să vedem, poate data asta reușim. Tot la Jota, tot farfecă, însă data asta este peste poartă. Theo Hernandez singur pe flanc. Theo Hernandez este singur pe flanc. Haide să vedem, pasă să bună la Jota. Și Jota marchează din fața porții. Și se termină meciul, să cam termină meciul. 2-0, ne aici au inimioară să-l ciupie. Că vedem faza, Theo Hernandez, iar zi Thiago, trece destul de bine acolo de tot și Jota finalizează din fața porții destul de ușor. Gakpo are și el șansa cu Porsche, pe verde, însă nu reușește, am dat și pe verde. Cam time finishing-ul ăla. Ok, haide să vedem. Corner pentru noi, la Jota, Jota nu ajunge la Jota. Bine acolo, Gakpo. Recuperează balonul, haide să vedem, Gakpo are viteză, se poate duce singur. Șutează și marchează Gakpo. 3-0 minutul 90. 3-0 minutul 90, celebrează ca Messi. Hehe, nebunule. Bine mă, reușim să-i batem destul de șer. 3-0 pe terenul lor. Uitați, doar uitați-o cu trece Gakpo. Trece Gakpo lejer, n-are treabă cu nimeni. Da, și se pare că se trece meciul. Reușim să-i batem 3-0. Destul de ușor meciul și nu mă așteptam. Nu mă așteptam pe terenul lor, fiind derby, chiar nu mă așteptam. Oh, ce se întâmplă? Se pare că se anunță câștigător balonul de aur și se pare că... Ok, și Vini are o șansă, haide să vedem. Cine a câștigat? Este Vinicius! Vinicius Junior lângă Salah și lângă Diogo Jota primește balonul de aur și completăm un obiectiv pentru carena asta. Vinicius Junior câștigă balonul de aur. Haideți să vedem repede și la Mouthy Scout Reaper ce avem. Nu găsim nimic la olandez, dar poate avem noroc la argentinieni. Absolut nimic la argentinieni. Hai să vedem la spaniol, poate. Da, și se pare că ne-a confrat scouții, nu știi, că nu mai aduc nimic de două luni. Meciul acesta este un meci în Carabao Cup. O să jucăm pentru că este un meci în Carabao Cup și nu vrem să fim eliminați, dar o să las anumite faze importante din el. Ok, și se dă start la meci. Barros la balon, șutează de plângă poartă. Da, și marcăm aici o bombă din fața porții cu Szoboszlai. Se termină repriza 1-0, haideți să vedem, poate repriza a doua, mai înscriem încă un gol. Da, se termină meciul, v-am spus, 1-0, am reușit să măcar un singur gol cât să trecem în partea în Carabao Cup, deci asta contează. Uitați-vă puțin la statistici ca să vedeți cam care a fost diferența. Am avut 17 șuturi, un singur gol, asta a fost cam tragic, dar niciun șut pentru ei, chiar absolut niciun șut. Următorul meci este contra cei la Fulham în Premier League. Mi se pare o echipă destul de ușoară, așa că haide să-i dăm un sim cu echipa noastră. Poate cine știe, reușim să câștigăm. Și... da, câștigăm. Diogo Jota marchează în minutul 18 și câștigă acest meci. Iar următorul meci este în Champions League versus Villarreal, cu care am jucat și la început de episod. Noi momentan stăm pe locul 1, RB Leipzig fiind pe locul 2 cu același număr de puncte. Foarte interesant, având în vedere că n-am mai pierdut, chiar destul de interesant. Echipa noastră pare că este pregătită pentru acest meci în Champions League. Haide să vedem ce rău să facem. Și începe meciul, haide să vedem ce rău să facem meciul acesta. Faza importantă, Musiala scapă acolo, haide să vedem. 1v1 cu portarul și înscrie, face 1-0 minutul 8, cred că minutul 9. Da, înscriem foarte rapid și ne asigurăm momentan win-ul, momentan ne asigurăm win-ul. Revedem faza, Diogo Jota, nu, Szoboszlai pasează foarte bine la Musiala, Musiala fiind liber, efectiv, 1-1 cu portarul și înscrie din fața porții. Diogo Jota, faza importantă, șutează și înscriem din nou, minutul 14. Au trecut, cred că, câte, 6 minute și, pac, încă un gol. Diogo Jota se joacă pe controlul, la fel ca noi. Revenem faza, foarte bun, călcâi în spate la Mohamed Salah. Mohamed Salah îl vede pe simplu liber pe Diogo Jota și Diogo Jota finalizează foarte bine și îmi scrie. A fost fault. Ok, lovitură liberă destul de bună pentru Villarreal. Haideți să vedem însă ce va face. Și bara, lovește bara, un moment de tăcere acum, un moment de tăcere. Revedem faza din nou, șutul chiar foarte bun, lovește fix colțul bării.
Și da, reușim. Reușim, facem 3-0. Eram puțin acolo concentrat ca să-i, să fie pasele bune. Da, facem 3-0 minutul 26. Deja, deja e clar ce se întâmplă. Revenim în faza, vine acolo, trece destul de bine. Pasă la Diogo Jota. Diogo Jota o pasă frumoasă la Musiala și Musiala finalizează din fața porții la fel. Da, n-are cum să rateze, n-are cum. Musiala, Musiala trece foarte bine, șutează, însă apără acolo Brotaru. Și Musiala trece bine, plasează din nou și Musiala reușește hat-trick-ul în Champions League. Deci dacă care cea multe goluri date în Champions League. Musiala, na, n-ai ce să zici. Da, asta l-am transferat. Da, asta l-am transferat pentru șuturi de genul. Să le plaseze bine. Revenem în faza, Musiala primește pasa, trece foarte bine acolo, nici nu-l vezi când trece. Și șutul este foarte bine plasat, chiar dacă nu e chiar ce știe ce e spectaculos. Faza importantă, Morata, haideți să vedem Morata. Prima fază a Villarrealului până acum. Morata încearcă acolo un șut foarte bun, însă este acolo. Opa, din nou, au mingea din nou. Și da, îmi scriu, prostia mea. Da, m-a luat valul. 4-0, da, de asta. Ok, ok. Da, și se termină acum repriza, după ce au marcat ei. Da, destul de fair, să zic așa. Și Vinicius! Pasează bine mingea, dar se așteaptă portarul. Oh, ce alunecare bună. Și noi la fel alunecăm destul de bine. Vinicius de la distanță. Haide să vedem ce bară. Ce bară am dat, nu pot să cred. Bine, acolo Teo Hernandez se bagă la toate picioarele posibile. Foarte bine, Morata acolo trece bine, însă șutul este foarte prost. Mai încerc că el ceva, dar degeaba. Bine, pasa la Jota. Haide să vedem Jota, cu ce puternic șut, însă apără portarul. Bine acolo, Teo Hernandez cu trece, de, uite și tu de cât jucător trece. Teo Hernandez șutează, însă blocaj pe bune. Da, și se trebuie meciul, câștigam cu 4-1, nu mai reușim să mai înscrie niciun gol. Însă destul de bune șanse la poarta lor. Musiala primește mingea din cauza că n-a avut 3 goluri. Am câștigat meciul datorită lui. Următorul meci este contra la Aston Villa în Premier League. Dar cred că o să simulăm acest meci, deși cred că o să pierdem din cauza că sunt pe locul 5. Dar haideți să o să încercăm un sip, poate cine știe. Aceasta este echipa lor, Ben Yedder în atac cu Jonathan David, Diaby dreapta, Carvajal, Mings, Martinez, Pau. Da, o echipă chiar bună, chiar bună. Jucătorii nu se descurcă de obosiți, însă e meci important, aș vrea cam să-i bag pe toți. Haideți să vedem totuși ce reușesc să facă jucătorii mei. Și 3-2, se pare că câștigăm. Foarte bine, Diogo Jota, Alexander Arnold și Diogo Jota de nou marchează dubla Diogo Jota, reușesc să câștige meciul, foarte bine. Următorul meci este un meci în Premier League versus Crystal Palace, un meci destul de ușor, așa că haideți să simulăm și pe acesta. O să intrăm tot cu aceeași echipă pentru că trebuie să câștigăm meciul ăsta neapărat. Suntem în locul 2 și Manchester United este destul de aproape. Și da, facem egal, Mohamed Salah înscrie și pentru Eze. Se pare că ambii jucători pe care avem aici din sezonul trecut au ajuns la 16 ani. Și acum putem să-i folosim și noi, însă eu vreau să iau și să-i duc, să-i transfer. Sunt jucători foarte, foarte buni, adică au potențial de 93, între 87 și 93. Sunt jucători foarte buni. O să-i promovez pe amândoi și eu să-i pun pe Add to Loan List. I-am adăugat pe amândoi pe lista de transferuri de împrumut și acum doar așteptăm să vedem dacă vrea cineva să-i transfere. Următorul meci este contra la cei de la RB Leipzig în Champions League, dar acest meci îl vom juca în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați un like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să apăsați clopoțelul pentru mai multe notificări. Eu am fost Andrei Albait, v-am pupat, pa, pa!